可以，那，ce să facem? Uite la muncă, Gigele pleca la Constanța, cerna pe la Cluj și sunt decât eu cu Lucian. Mă duc la muncă și doamna Negus nu vine astăzi. Ne pleacă și fata aia de acolo. Irina. Pleacă, măi, Doris, pleacă, mă. Astăzi cred că dăm primire și a luat câteva zile de concediu, că ea nicuța nu stea prea, a zis că nu-i nevoie. Da, pleacă. Ce dracu facem, Doris, acolo, doamne? În secție am rămas trei ciumezi, măi, Doris. Păi, Loris, eu vin când se ivește, până la urmă ți-am zis, dau și șpagă ceva, dacă o fi cazul. Că asta e femeie de serviciu, dar păi, iei 3.000 de lei în mână. Păi, și păi. Ei, da, păi, cred. Ai bun simț. Și trebuie. Așa e, Doris, așa. Așa e, da. E, că ai bun simț, fetiță, dar nu toată lumea așa, ai dreptate. Ce să... Da. Nu știu, și pe Lili o văd... Da. Și eu cred. Și eu cred. Păi a zis. A zis. Da, bine, deocamdată stă așa în stand-by. Poate până se mai interesează una alta, știi tu. Da. Și eu m-am gândit. Ea n-a zis că așa, dar oricum a... Ce să fac, mai am stat un an, am văzut care e treaba, mă, Doris. Unde, mă, la trei schimburi, așa, mă, mă. Și, păi, nu mai e acolo, ce că dacă știe că a murit Vali, știe, dar e plecată până în Germania, tata. A, nu, nu am mai sunat o sobră care nu, cu care nu am vorbit, a fost doamna Lambă și gata. Și tata. Dar e plecată la muncă, în Germania. Păi nu că m-a întrebat dacă i-a zis, i-a zis, mă, dar zic, era în Germania, la fetele ei, acolo, și zicea că se întoarce înapoi acasă, că e greu acolo, că s-a îmbolnăvit, e frig, nu pot. Că lucrează la un abator.